Din culisele despărțirii care a zguduit showbizul ies la iveală, colegul meu Bogdan Căpățână le știe și ne le spune chiar acum. Bogdan, te ascultăm. Așa cum vă spuneam la începutul jurnalului, divorțul momentului se complică. Noi detalii ies la iveală cu privire la despărțirea dintre Marcel Toader și Maria Constantin. Se pare că artista ar fi suportat umilințe grele din partea soțului său, chiar în public. De exemplu, când mergeau la diverse petreceri, Marcel Toader se lăuda cu performanțele din dormitor și mai mult flirta cu diverse femei de față cu soția sa. În plus, mulți spun că Marcel Toader prefera să fie întreținut de cântăreață, cu toate că se lăuda cu afacerile sale. Se pare că în ultimul timp Maria Constantin a fost văzută tot mai des acasă la un milionar căsătorit, care i-a pus la dispoziție și un șofer personal pentru ca mai apoi să-i ofere și mașina sa. Acest lucru ne dă de înțeles faptul că între cei doi ar fi o relație mult mai apropiată decât una de prietenie. Mai târziu vedem în jurnal și declarațiile apropiaților celor doi, dar și a finei cuplului. Laura? Mulțumesc, Bogdan. Comentăm acest subiect cu Valentina Ionescu și Silvia Stanciu. Bună ziua, bine ați venit la Star Magazine. Și nu uitați, acasă la Marcel Toader este colega mea, Hermina Hagianu, care imediat o să vină cu mai multe amănunte. Doamnelor, de când s-a aflat această veste că Marcel Toader și Maria Constantin se despart, au apărut tot felul de scenarii. Colegii mei au aflat astăzi informații bombă, ni le-a prezentat colegul meu Bogdan Căpățână. Se spune că unul dintre lucrurile care o deranja pe Maria ar fi faptul că Marcel s-ar fi lăudat pe la petreceri cu performanțele lui din dormitor. Este urât din partea unui bărbat, un bărbat care este adevărat, indiferent cu câte femei este sau ce face în dormitor, nu trebuie să spună, mai cu seamă că este soția lui. Am tot urmărit ce se vehiculează în ultima perioadă, nu o cunosc personal, am văzut-o la evenimente. Ai fost cu ei la spectacole, la concerte, nu, în emisiuni? Am fost la filmări, da. La evenimente. Ideea este că Maria Constantin este un nume și ea era la ansamblu Doina Oltului, sub numele de Mirela Constantin, deci nu i-a apărut așa din neant, cum zice lumea, o fată talentată, o fată care, deși căsătorindu-se sau fiind prietenă, că e de 5 ani cu Marcel, da? A crescut, s-a șlefuit, s-a modernizat, dar adică a ajutat-o și relația cu Marcel. El, dar ea este o cloșcă cu pui, sau ce să spun, e o persoană care aduce bani în casă, adică este efortul și meritul ei, adică într-adevăr a avut îndrumarea lui Marcel, pentru că lui Marcel i-au plăcut femeile frumoase, femeile moderne. Se vede clar că și-a schimbat stilul, inclusiv de la costumul popular, și-a mai scurtat fusta și așa mai departe. Ideea este că, într-adevăr, și-a lăsat amprenta asupra ei, dar cu bănuții ei. Pentru că un om de imagine găsești ușor. Crezi că e adevărat? Și tu, Silvia, credeți că e adevărat ce se spune că Marcel ar fi profitat oarecum și pe partea financiară? Mai auzi, ea l-a luat pe el. Prefer să iei un amărât sau o amărâtă și să mergi în viață împreună și să construiești ceva cu el, decât să te apuci să-i acoperi golurile făcute în trecut când tu n-aveai nicio treabă. Adică e frustrant, mai ales pentru o femeie. Adică s-au schimbat rolurile, cum ziceai și tu acum câteva zile. Femeia ar trebui, ea să fie întreținută, deși nu sunt de acord cu treaba asta, în niciun caz tu să-ți întreții bărbatul. Asta este trist. Omul ăsta este un om de carton, adică un afacerist care nu are afaceri. Sau afacerile știi tu lui că nu-i merg afacerile? Păi că nu aduce și bani în casă? Nu am văzut decât ca soțul Mariei Constantin, bucătarul ei. Și nu? Are el o pasiune pentru gătit acum? Deci și că gătește bine, că e de admirat asta la un bărbat. În momentul să-și promoveze și afacerile, dacă tot le are. Pentru că dacă tot promovează și este pe prima pagină, să și obțină, zic, un avantaj de pe urma acestei publicități, care este defăimătoare la adresa lui. Mie nu mi se pare că îl aranjează. Și atunci să obțină și un profit. Păi, nu știu... Știm povestea asta, cred că ea a suferit mai mult, a fost mai șifonată și nu a meritat. Sincer. Indiferent dacă, nu știu, acum se speculează ideea că s-a spus că ar fi fost infidelă, că no, de câteva zile e văzută ieșind din vila unui multimilionar și surat. Eu cred că faptul că e văzută acum cu alți bărbați e faptul că ea își caută o altă cale și probabil că ceea ce se întâmplă între ei de mult și-a găsit o rezultantă. Am aflat noi probabil mai târziu. Poate că nu s-au despărțit acum două zile, poate s-au despărțit mai târziu și tot au
tergiversat sau au mai existat discuții. E clar că ce s-a stins în sufletul ei s-a stins de mult sau între cei doi. Deși și nu se vedea acest lucru. O ieșire. Eu am fost acum 3 luni ultima oară la un centru de evenimente și păreau că sunt destul de bine. Ea, eu sunt un fin observator și îmi dau seama, am și studiat treaba asta, știu comportamentul disimulat. Și tu și eu și tu, poate avem probleme, știm să mascăm, dar la ea se vede oarecare nesiguranță și adică vezi dincolo adică de acum 3 luni? Nu, asta am văzut de mult. Ți se părea că atunci, ascunde nu, ceva, era o foarte, supărare? Era, nu, era atent, era lângă ea, erau nu foarte apropiați, dar pur și simplu erau niște oameni care veniseră împreună, au plecat împreună. El era destul de aproape, adică se vedea clar că e jupânul lângă ea. L-a implicat la evenimente și așa mai departe. Ideea este că în momentul în care o femeie este liberă sau se zvonește că, uite, s-a despărțit, toți potențiali, toți bărbații cu care este văzută sunt considerați potențiale amanți sau iubiți și așa mai departe. Asta cu bărbatul bogat și milionar și așa, și să știi că sunt mulți prieteni care și mie mi-a oferit într-o perioadă grea a vieții mele ajutorul. Nu l-am primit pentru că nu aveam nevoie. Dar nu înseamnă că trebuie să ai neapărat o relație amoroasă cu crezi cineva. Crezi că acest milionar ar fi doar un prieten care se o sprijină poate, în aceste momente grele? În meseria ei, ca și a mea, ai de-a face, cunoști multă lume, potentă financiar, de ce nu? Sunt oameni pentru care 2 minute din viață sau eu știu, că ți împrumută mașina sau că ți oferă o locuință temporară, o lună de zile, nu înseamnă nimic. Poate știi? Fi doar o dovadă de da, de prietenie. Vreau să mai urmărim un material, așa cum vă spuneam, avem foarte multe informații de ultimă oră.